O să alertăm județul Prahova. Un incendiu a izbucnit la incineratorul de deșeuri periculoase al rafinăriei din comuna Braz și a pus pompierii în mare dificultate. Un nor negru de fum toxic a împânzit toată localitatea. Ca urmare, localnicii au fost avertizați printr-un mesaj roalert cu privire la pâcla periculoasă. Un incendiu violent ce a izbucnit la incineratorul de deșeuri periculoase din Braz a pus autoritățile din județul Prahova în alertă. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri care au acționat de urgență pentru stingerea flăcărilor care se manifestau atât la deșeurile depozitate în exteriorul clădirii pe o suprafață de aproximativ 100 metri pătrați, cât și în interiorul acesteia. Pentru lichidarea flăcărilor, cei de la ISU Prahova au intervenit de urgență cu 4 autospeciale. Din cauza fumului dens degajat în aer, autoritățile au transmis un mesaj roalert. Din primele informații se arată că aceasta este o societate de incinerare a deșeurilor periculoase și nepericuloase din comuna Braz, care în prezent nu mai funcționa. Hala de depozitare nu este însă la primul incendiu. Un alt incident asemănător s-a petrecut chiar în urmă cu aproximativ un an. Atunci, din nefericire, un om și-a pierdut viața, iar pompierii s-au luptat ore bune cu flăcările.